G2A, jocuri și prețuri de belea. Salut și bun venit la un episod de Farming Simulator 17. Băi, am o grămadă să vă arăt. Dar așa să punem JCB-ul. Așa am uitat. Mihai, mereu încurci Valtra cu celelalte tractoare. Oh my god, Mihai, Dusfarul nu e Valtra, Valtra nu e Dusfar. Oh my god, băi, țara arde baba asta pieptă. What the fuck, sunt tractoare. Give me a break. Bun, stai așa să vă arăt. Stai așa. Că avem aici o grămadă lucruri. Vizit, The Barn. Băi, DP13 și ăstea de aici, terenurile mici pe care noi le avem aici, 14, 15 și celălalt, 20 sau cât e. Am strâns atâția baloți de paie imediat. Stai așa, mamă, stai să vă arăt. O să vedeți baloți din azust în viața voastră. Ăștia sunt tot ce am strâns, da? Mulți? Nea. Uite, tati, ce e acolo. Stai așa. Ia uite, tati, ce e aici. Ia uite, ce e acolo de balot, bă, haide, viața mea. Uite-te, puii mei, eu ce e acolo. Toți ce vedeți voi, nici nu s-au încărcat toți, frate. Și da, avem un Crown Big M. L-am luat, idealul Alin. Acest Crown Big M are posibilitatea de a atașa pe spate balotieră. De asemenea, poate să lase în spate un singur rând de iarbă. Și aici unde noi am făcut baloți, este, nu știu, sunt cam 7 pași între baloți și au ieșit atâția pentru că am tăiat iarba de 4 ori până să ne decidem să o transformăm în baloți. Oh my god! Uite-te ce este aici. Acest Crown Big M are direcție pe spate și se poate urca pe baloți. E magnific și poate trece de baloți. Este incredibil. Avem posibilitate să luăm chiar și cu alte roți. Culoare diferită la roți, dar și la el în sine. Și de asemenea putem lua și versiunea fără beacon sus, adică fără girofar. Eu am luat sus cu bară de girofar, ceea ce e absolut fenomenal. Și am uitat să vă spun, avem fibră, fraților, am și o fibră în sfârșit. Datorită iubitei mele foarte frumoase și inteligente, avem acum fibră optică. Deci nu mă mai chinui și eu, nu mă mai duc la 5 dimineața să ciordesc internet de la magazine, ci pot să fiu și om normal și să dorm noaptea, iar ziua să vă pot băga videoclipe. Bun, Alin a venit aici la magazin cu un scop, un scop măreț, pentru că trebuie să luăm, vindem remorcile astea cu autoload și luăm una Marshall pe care tocmai am băgat-o. A trebuit să fie la Bailing Technology și undeva pe aici. O găsim? Nu. Stai așa, poate în altă parte. Poate este în altă parte. La Tippers? N-are cum aici. Deci la Tippers n-are cum. Stai așa, hai să o mai căutăm un pic. Misc? Nu. Da. G-Tech Extended Attacher. Asta e pentru Crown Big M. Low Loaders? Nu. Oh, dar unde este? What the fuck? Nu găsesc. New Holland. Nu e asta. Am băgat un Marshall. Nu-l găsesc. Nu-l găsesc. Oh my god, stai așa. Băi, l-am și activat, știu sigur. La Morse? N-are mă ce să caute la Morse. Ce că e la Forestry? What the fuck? Ce caută frate la Forestry? Nici nu mă gândeam să caut aici. Ia unde e? Uite-l frate, Marshall, UAL. Suportă cât? Nici nu zice cât. Bell Trail is used to support. Cum să zici, după firme vezi că e la Forestry, acum l-am găsit. Da, uite-l aici. Hai să-l cumpărăm, îl cumpărăm așa standard. Da, 1000. Ia să vedem ce poate. Let's see, man, let's see. O avea autoload ăsta. Bă, așa se laudă. Care autoload? Acum să vedem câți baloți în cap în asta. Asta e ciudat. Deci un Marshall destul de mare. Nu știu. Vedem cât în cap. Oare pot să putem băga pe spate? Nu. Ia, poate să încarce puștea automat? Miramaș. Aș fi impresionat. Bă, normal ar trebui. Dacă are autoload, ar trebui să meargă. Merge? Aline. Ia ca merge. Nice. Merge miștoc.
Merge mișto, avem un Marshall cu autoload. Nice. Bun, hai să vă mai arăt statusul. Pe 5 avem canola și avem așa, soil composition. 13 și 5 sunt arate complet. Mai avem 15, 14 și 12 de arat. Și aici cred că aș fi terminat. Avem defertilizat un pic, dar ar trebui să avem noi pe 13. Uite aici, ăștia doi sunt blocați. O să iau JCB-ul, care a terminat apropo, și o să-l duc la noi în bază, pentru că îl punem acolo pe celelalte 3 terenuri ca să facă treabă. Da, Valtra văd că întoarce și își face treaba în continuare. Bun! Băi, 300 de mega upload, 300 de mega download. Awesome! Fucking awesome! Am o problemă cu ăsta și nu știu din ce cauză nu se ridică mai mult. Nu știu de ce nu se ridică mai mult și de ce nu merge. Aș putea... Uite, vezi? Merge. Și ușor, cred că o să se întrerupă că se prinde de... Ia uite, pac! Prinde jos. Uite, ia uite. What the fuck is this? La deal prinde jos cumva, nu știu. Ia stai, allow craze, lower cultivator. Nu, n-am ce să-i fac ăstuia. Și chiar n-am ce să-i fac, merg așa până acasă. What the fuck? În fine, e ok și așa, nu mă plâng. Mergem acasă, adică în bază, și facem acolo treabă, ușor, ușor. Avem 264.000 de euro. Asta în măsura în care am vândut moarele, am vândut windrower-ul, după ce am făcut upgrade la windrower, și ne-am luat acel Chrome Big M, care cu Chrome-ul ăla o să facem treabă bună pe cele două terenuri de iarbă pe care le avem. Am văzut acolo câți baloți am făcut. Imediat o să mergem să tragem o raită, să vedem cum face Alin treabă. Am lăsat puțin. Am lăsat puțin, las că nu-i beau. Bai, n-a murit nimeni. Dacă nu ieșim aici, ia, hai să terminăm noi de îmbalotat. Vine și Robert. Unde este? Oh, în sfârșit, Robert avea probleme cu un mod, cu Chrome Big M-ul, că tot vorbeam de el. Nu-i mergea omului. Văd că acum merge. Și este super fucking awesome. Cu internetul ăsta le merge și băieților mult mai bine jocul, când fac eu server. Și băi, viața este mult mai minunată. Să vă așteptați de acum încolo, cum am spus, la videoclipuri mai regulate. Și în ultimul timp, na, am pus mai multe videoclipuri. Am rămas în urmă mult cu somnul, dar am mai pus niște videoclipuri. Iar acum mie mult mai ușor. Pot să fac upload chiar în timp ce joc, ceea ce e absolut fenomenal. Eu nu puteam să folosesc absolut deloc internetul, nici pe YouTube, atunci când uploadam ceva. Și un videoclip de 3 giga acum îmi ia undeva la un 7 minute să uploadez, în măsura în care înainte îmi luau 9 ore. Fucking 9 ore, adică o zi, lăsam noaptea, mă trezeam dimineața la 12 la prânz și încă mai avea puțin de uploadat. Deci gândiți-vă la chestia asta. Aveam treburi de făcut, deci era nasol. Ce zici, Robert, de astea? Ia. Yeah. Cred că n-a văzut Robert niciodată atât de mult baloți. Ever fucking ever. Surprize, surprize. Da, e nebunie pe aici. Nu știu unde e nebunie curată, corect. Unde este Alin? Uite la aici pe Alin. Vreau să văd și cu Marshall-ul ăla. Știi ce? Ia hai să închiriem noi unul. Ia hai să închiriem. 880, du-te frate, ia de-l încoace. Nu, hai să-l schimbăm. Îl schimbăm verde aprins. Fuck it. Mă joc. Băi, ce aveți mă cu Massey Ferguson-ul meu? Nu știu că mi-e de jocul ăsta. Mâna lui Alin. Băi, aveți ceva cu Marshall-ul meu și nu înțeleg de ce. Ce să iau? Stai un pic. Iau agrostarul, nu iau Massey Ferguson-ul. Nu! Mi l-a luat. Stai mă la Marshall. Bun. Nu știu ce aveți cu Marcy Ferguson-ul meu. Băi, stai mă. Așa, că vreau să ating subiectul ăsta. Câțiva, presupun că ori noi în farming, ori copii, nu știu care e treaba, aveți impresia că un tractor puternic face treaba mai rapidă. Îmi pare rău să vă dezamăgesc. Nu este nici pe departe adevărat.
Multă lume zice, Mihai, de ce nu ți-ai case magnum? Case magnum, Mihai. Uite, pentru cei ce nu știu, ăsta e case magnum. Mihai, de ce nu ți-ai case cu atrac? Pentru că iare, cât are mă ăsta? Ce să e, că ai putere, oh my god, o să faci. De ce nu ți-ai, Mihai, două challenger-uri? Că ai bani, e două challengers și o să faci cu challenger-urile foarte repede totul. Băi, nu, atâta timp cât că ai puterea unui tractor, se încadrează, nu că ai putere. Ceruți-le un utilaj, acela o să meargă cu viteza maximă cerută de utilaj, și anume 20 la oră pentru o presă de balota sau 25. Combina, indiferent de ce combină ei, aia o să meargă cu 10 la oră. Deci, oh my god, poate niște moduri merg cu 15 la oră. Deci, what the fuck? Azi cred că e abignă cu vânca. Pe Dumnezeu, și de la Telecom am ping 40. Da, cum v-am spus, băieților, le merge mult mai bine netul. Robert avea probleme întotdeauna, nu știu de ce. El avea de la Telecom. Știu și eu cum e pe Telecom cu internetul. Eu eram pe ADSL, deci era o problemă întotdeauna. Nice, man. Deci numai lucruri bune astăzi. Astăzi a fost o zi din aia în care, bă, a fost și lucruri bune, a fost și lucruri nasoale. A fost foarte tare cu internetul și că iubita mea a reușit să... Pentru că ea a sunat, ea... cu acte, cu chestii, cu treburi. Eu cu alea în Spania, bară, engleză știu ăștia foarte puțin. Eu, hello, je m'appelle, o dau pe François, pe chestii, nu prea le-am. Cu Sava, cu mama lui Sfântul Petru. Dar Mihaela le are cu spaniola, dar n-ai văzut, vorbește fluent, de doamne ferește. Nu înțeleg cu spaniola asta, cu si, că ta, e ciudat. Uite, bă, verdele ăsta urât. N-are bărinca, las că se vede așa frumos. Și, mă rog, am primit vești bune, am băgat și fibra, și fibra optica și toate cele. Am primit și vești, eu încă sunt în șoc, parcă chiar joc fără ping. altă viață. Mă bucur că le merge băieților bine. Am făcut un test chiar, am început să uploadez un videoclip de 3 giga cu viteză maximă și n-a crescut pingul decât cu foarte puțin. Deci nu i-a afectat deloc, practic, real. Și vestea proastă, dacă vă întrebați pe ziua de azi, că nu trebuia să fie nu putea fi o zi de aia perfectă și trebuie să fie și o veste de aia nasoală, e că nu am trecut ITP-ul cu mașina, cu Mazda în aici în Spania. De ce? Pentru că am un căcat de martor la bord, am un senzor stricat la airbag-ul, ori de la șofer, ori de la pasager, presupun că e de la șofer. Și airbag-ul funcționează, bineînțeles. Problema este, bineînțeles, la senzor, fiind de mult și chestii, senzorul din scaun nu detectează că e o persoană pe scaun. Și din cauza că senzorul... Eu ce fac? Că sunt ceasă puțin. Ce vrei? Ce vrei tu? Ce poate să facă? Nu știu ce poate să facă. Ce vrei tu? Lăsăm așa. Și problema e următoarea. Senzorul ăsta super nasol... îmi face să apară acolo un martor la bord. Și apărând martorul la bord, cei de la ITP nu m-au trecut. Pentru că, vezi, doamne, o chestie de siguranță, chestia cu airbag-ul, știi? Adică ei funcționează așa teoretic. Nu contează dacă airbag-ul merge sau nu. Atâta timp cât ai un martor aprins la bord, înseamnă că e o defecțiune, știi? Adică asta e teoria. Și nu te trece. Și da, reparările, costurile de reparație aici îți trebuie înfoliați băloții. Doar vreo 16. O să facem și de silici. Nu toți înfoliem, dar doar vreo 16, cam așa, ca să mai avem silici. Și da, asta e partea nasoală, o să trebuiască, o să mă rupă ăștia la bani cu repararea prostiei ăstea. Am până pe 22 la dispoziție să mai fac o dată ITP-ul. Și pot să circul cu mașina, nu e absolut nicio problemă. Îmi pare bine totuși că n-am avut asta. Stai puțin să mă concentrez un pic aici. Square bells, nu, z. Puc, round bells, 1-3. Ăsta e, tati. Change, activate, change tool, fast and change, bla bla bla. Bun. Și stai un pic. B. Păi, work position, X. Pac. A, așa mă. Bun. Și asta e beleaua. Din fericire nu am avut alte probleme. Mașina e stas, mecanic. E absolut minunată. N-are niciun fel de roțile de retrag, se mișcă normal. Vă vine să credeți că mie nu. Funny shit, man. Funny shit.
Mamă, cât încap aici? Stai așa că trebuie să numărăm. Și da, mă bucur totuși că Mazda, măzduța noastră, nu are nimic altceva decât treaba asta cu... Mai încape? Wow! Nu pot să cred. Și ITP-ul l-a trecut cu excepția prostii astea de martor care, vai da mamă și domnul. În fine, deci mâine fac un trip la, la Mazda și trebuie să-mi iau un... trebuie să-mi iau și apă și scaun la mine, că trebuie să mă pregătesc de niște prețuri de alea și monstruoase, știi? Bun, fasten seatbelts. Da, tati, băgăm aici frumos. Unfasten. Uite, bă, ești nebun la cap. Oh my god. Stai, mă, să facem o poză de aia frumoasă. Uite așa, de aia cum știm noi să facem. Vreau să mă încadrez pe două. Stai așa. Stai așa, să vedeți voi ce poză facem noi aici. Nu pot să cred cât de tare e remorca asta. Asta e o remorcă fucking awesome. Wow. Ok. Asta chiar e o remorcă miștacă. Cum să fac eu aici? Uite. No, vreau să iasă și în prim plan cumva, nu știu. Ah, cum fac eu poză? Uite așa fac poză, gata. Bun, gata, am făcut poza. O băgăm frumos. Avem și Chrome Big M-ul. Acum nou se întâmplă lucruri în farming. Avem lucruri aici, avem progrese, avem de toate. E frumos, măi, e frumos. Cât de fucking awesome e că le putem încărca pe două rânduri. Nu, n-aș fi vrut pe trei, cred că aș fi exagerat, dar pe două rânduri e absolut superb, oricum încărcăm foarte multe acum. E mult mai ușor cu modurile astea, modurile astea sunt mult mai ok. Pentru cei care nu sunt la curent, ăsta e patch-ul, suntem pe Farming Simulator 17 cu ultimul update de 1.4. Fixuri, bug fixuri, adiții, camioc... Și mai avem și un DLC care, sincer, nu se merită, mult prea scump, lucruri care deja există retexturate. I don't like it. Acum rămâne la latitudinea voastră dacă cumpărați DLC-ul sau nu. Eu vă îndrum să nu o faceți dacă ar fi după mine, pentru că nu cred că se merită utilajele pe care le aduce DLC-ul. Cred că sunt deja existente, doar că cu alte texturi. Și în caz că le vreți cu texturile alea și vreți să arate ca în DLC, doar mai așteptați puțin că cu siguranță vor apărea în curând moduri care o să fie absolut identice. Așa că, sincer, nu are de ce. Uite-te la Massey Ferguson-ul meu, cât de frumos se descurcă. Și vouă nu vă place Massey Ferguson-ul meu? Ce aveți, mă, că e frumos, e micuț, e frumos. Nu știu, mai avut să pe cineva Mihoi, dă ia-ți un tractor, nu știu ce tractor de ăsta puternic, care și front loader. Băi, da, tractoarele puternice astea mari, astea sunt nasoale, frate, cu front loader, pentru că asta înseamnă că nu sunt atât de mobile. Deci nu înțeleg de ce îi face chestia asta. Alin, hello. Bună? Bună, ce mai zici? Unde parchez și eu pe aici? Cred că știu, o să pun pe margine. Nu știu unde a pus Alin, cred că i-a aruncat. A, i-am văzut, gata. I-am văzut. Păi și ăștia stai așa, cum îi punem? Mamă, ești nebun. Mamă, să vezi cum îl pun pe ăsta, să vezi cum îl pun. Just look. Au, au, stai că nu mai văd nimic. Băi, nu mai văd nimic. Chior, pâine. Taide. Haide, ia uite frate. Mai. Bun, îndrept puțin. Ia uite tati frumos. Pack unload. Dar pe ce parte? Ha? Work position? What the? Work position, yes. What the fuck? Am făcut ceva nasol. Unload Y. What the hell? Unfasten? Poate trebuie așa? Work position. Unfasten. What the fuck? Cum fac eu ai? Round bells. Detach. What the... cum i-ai dat jos? Jios? Băi, nu știu. Change cruise control speed. N-am de ce activezi cruise control. Lasă-mă, mă, cu cruise controlul tău. Cum Dumnezeu dau ăștia jos? Work position fast. What the fuck, man? I-am strâns, ești nebun? Bun, și ce fac cu ei? Aline, help!
the fuck am I doing, man? Nu știu cum, ce să, deci nu am idee. Aia s-au dus, las că-i strâng eu acum, dar stai așa. Unload. Cum putem? Le-am stricat și ce-a făcut Alina acolo, săracu eu. Ia-o ce arunc cu ei. Logic, când vine o să duce naibii totul. Buicu, băia mea e stricată. A mea este stricată. Cum pisici fac? Y? Uite, Y doar mă lasă. Deci așa mi se prinde, eh? Și Y. Îmi dau seama. Păi și de ce se lasă cu totul? Ce pisici le fac acum? Păi și cum li dau pe ăștia jos? Z. Nu. Round bales. Aoleo. Work position. Deci n-am nici cea mai vagă idee cum să-i dau pe ăștia jos. How the fuck am I supposed to do it? Poate dacă mă duc pe aici, object too heavy. Dacă mă duc pe aici mai apare ceva. Bună. Repair, nu vreau repair, că e reparat. Oh my god, ce-i fac ăstuia? Nu știu ce-i fac ăstuia. X. Boom. Ce? Unload. Nu merge. Ok? Ok? Nu merge. Toate... Încerc toate controlele, nu merge niciunul. Y. Nu merge nici în dreapta, nu merge nici în stânga. Ce-i fac ăstuia? Mă, îmi scapă mie ceva? Îmi scapă mie ceva? Ia stai să mă uit. O fi ceva în meniu? Forestry. Marshall. A belt released to transport belt. What the fuck, man? Ce pisicii fac? Poate într-o parte? Deci nu am idee ce aș putea să-i fac ăstuia decât să răstorn. Deci chiar nu am idee ce pot să-i fac. Cum pot să le las eu jos? A? Pot să fac așa? Ba, așa merge. Ia. Da, dar nu e... Vezi tu, nu e indicat să faci chestia asta. Adică nu-i normal. Înțelegi? It's not ok, man. It's not ok. Ok, o să le las pe alea acolo și mă o să mai aduc. Facem aici o masă de baloți. Dar cum Dumnezeule ai făcut asta să funcționeze? Că nu pot să-mi dau seama. Bă, marșalule, bă. Poate cu V? Nu merge. Oh, man, nu știu cum să... Am făcut 16. Perfect. Cum pisici? Ok, asta e un mister pentru mine. Cum Dumnezeului dau eu baloții jos? O fi ăsta gliciuit ceva? O fi tot în mintea mea? Nu știu. Mă duc să mai aduc niște baloți și dau jos tot la fel. Alinia a pus frumos acolo. Asta mă face pe mine să cred că se poate. Și există o metodă de a-i da jos. Corect, trebuie să existe. Dar nu văd nici o opțiune care să-mi permită mie să aleg partea pe care vreau unload sau ceva de genul. Deci nu am așa ceva. The fuck, man? Ce e așa ciudat? Freaky stuff. Da, nu știu care e aici menuza ăla. Nu cred că e de la tractor, că n-are ce să fie de la tractor. Nașpa. Alin a descoperit cum. Eu nu pot să descoper cum. De ce? Nu știu. Dar așa să dau X. Pac. Și acum dacă trec ar fi trebuit să mi le ia pe amândouă. No. Ba da. Le ia cât de cât. Jesus. Ce ușor. Ce ușor se încadrează acum. Uite, frate. Zero efort. Trebuie doar să ții W-ul în față și baloții se vor urca. Se vor aranja frumos și se vor lipi unul de celălalt. Ia uite. Uite cât de frumos stau aici. Nice. Bă, ce e frumos, e frumos. Remorca e meștoacă. Și... Nu-i la poia. Și dacă descoperim și cum să-i dăm unload, mamă, ar fi absolut superb. Bun. F1, unload. Nu știu cum se dă unload. Unload center?
Unload Center. Uite, avem acolo un B care spune Unload Center. Opțiunea asta mie nu mi-a apărut înainte. Mi-a apărut asta înainte, eu n-am văzut-o. Unload Center. Țineți minte, Unload B, da? Când ajung acolo la vaci, mai dau o dată B. Hai să vedem. Freaky stuff, man. What the fuck? Da. Și acum, pentru că na, avem și noi internet mai bun și chestii, pot să upload și eu cu calitate mai bună. Nu mai compresez atât de mult videoclipurile, astfel că mai mulți biți fac într-adevăr imaginea mai clară și aveți, dacă eu știu, aveți monitoare HD și toate cele, gameplay-ul full screen o să arate o lecușă mai bine. De asemenea, niște live-uri pe viitor o să facem și o să... Adică sper eu să fie frumos, nu știu, vedem, încercăm și treaba aia. Până acum nu am putut face live, multă lume ne întreabă de chestia asta. Vrem live, multă lume e nouă, avem o rată de creștere la canalului foarte mare în momentul de față, spre surprinderea mea, și foarte multă lume nouă care mă întreabă de ce nu abladez mai mult și toate cele, neștiind problema cu viteza mea la internet, care s-a rezolvat. Bun, hai să vedem cum Dumnezeu îi facem noi acum. Nu știu dacă mai apare opțiunea aia. Mă duc aici, pe margine. Stai așa. O să duc mai în față un pic. Uite, colea. Și apăs B. A, zi, tati, așa. Vedeți, mă? Bă, remorcă, mă. Bă, remorcă, n-ai ce să-i faci. Y. Oh, cât de frumos! Cât de fucking frumos! Nici că se putea mai frumos. Pe bune, se putea mai frumos? Eu nu cred. Îi dăm un X, pentru că încărcăm toți. Bagă aici. Bagă și tot. Încă câțiva. Uite, aia stau în aer acolo. Hai și cu ăștia. Bun, perfectos. Și încă unul. Asta da remorcă. Să știi. Asta îți ușurează viața, tati. Îți ușurează viața frumos. Punem aici. B. A, tot pe partea aia. Ok, și dacă mai apăs o dată B. S-a schimbat partea, pot să schimb și partea. Vai de viața mea. Deci, băi, când eu vă spun că Aline Guru la FS17. Stai așa. Să vedeți cum fac eu acum. Stai. Asta e, tati. Y. Oh, mai mare frumusețea. Mai mare frumusețea. Dăm X. Să luăm și aici ce am stricat. Asta a fost gruparea de baloțe a lui Alin. După care am venit eu și n-am mai fost. A fost un pic cam stricată. Bun, mai am câțiva pe acolo prin față. Și venim. O să fie liniște o perioadă la vaci. Dacă facem relație mixtă, o să luăm și să facem relație mixtă în masă. Ori luăm fabricuța de aia de face rație mixtă automat și băgăm noi ingredientele, ori luăm o mașină de rație mixtă ceva mai mare. Mai avem doi baloți mai avem. Sper să nu ia poște pe aici. I-am făcut puțin necaz omului pe terenul 27, dar nu e al nostru, nu e terenul nostru, așa că e ok. Dacă nu e al nostru, e al lui vecinul, e perfect. Bun, îi dăm un B. Ah, cât de frumos. Pic la stânga. Gata. Hai, da. Stai, nu vreau, vreau mai lipit. Știu, sunt încăpățânat. Y. Vai de viața mea. Ce avem noi, acilișa. Superb, absolut superb. Nici de nici. Vrei să faci cu A? Uite, acilea. Pac. Bun, sper că v-a plăcut și episodul ăsta. Am făcut câteva progrese. Ne-am ocupat de baloți, practic. Uite ce avem aici și încă mai avem. Mai avem și cel de silici. I-am dus și pe aia de paie, de pe 13 și celelalte terenuri. Am făcut o grămadă de treburi. Avem două remorci, să țineți cont că aia verde închiriată, asta de aici e cumpărată, nu are rost să țin două. Avem acum un caz particular în care avem iarbă foarte multă și am zis hai să încerc și eu că cealaltă remorcă a fost la Alin. Și... știi ce? Aveți în descriere remorca asta dacă vă interesează, pentru că chiar merită. Remorca asta chiar e frumoasă, merită și nu are aici direcție. Asta înseamnă că puteți să dați cu spatele foarte bine. Dar dacă mai vreți, poți să mai faci. E numai a, da.
Și de acum încolo, da, o să fie viața frumoasă cu internet frumos, toate bune și frumoase. Urați-mi succes când o să merg la Mazda și o să primesc prețul ăla, știi? Estimarea de reparație a prostiei cu martorul Dumnezeului. Mâine o să fie nasol. Bun. Până data viitoare, v-am salutat!